Da, doamnă. Alo. Alo, mă auziți? Da, vă aud. Povestiți, vă rog, încă o dată, că acum înregistrez. Acuși o minută. Iată-le. Alo. Da, vă ascult. Pe data de 10, luna 1-a, la ora 16, soțul o vine servit cu trei persoane. Unul era și inerli, el a vrut să construiască la mine și a service. Eu eram plecat atunci la Italia. Eu n-am știut de lucrul ăsta. El a servit ghinișor și cu aislam, cu ojinele și cu neam de ojinele. O venit, m-a pălit în cap, m-a pălit 2 ori în față. Eu am chicat, am venit acasă, în casă aici, am sunat la salvare. O venit salvarea și polițistul. Polițistul nu a scris că m-a pălit în cap și 2 ori în față. O scris că m-a pălit numai în față. Și După aceasta m-a luat... au făcut proces verbal, amendă, ceva sau dosar penal? O făcut, o scris și o zis că eu am să dau la polițistul de sector. Ui. Și ați stat Am o după... Am în stat spital. 10 zile am stat în spital, mi-au dat comoții cerebrale. Pe Și data de 20... da. Pe data de 21, pe data 20 mi-au dat drumul, pe data 21 m-am dus la Chișinău. Când trebuie să mă întâlnesc, să vă spun precis cu advocat. Așa cum era rău, așa m-am dus. Am picat rutieră. Eu nu știu cum, că când m-am trezit la secția de urgență. Întreb să cum eu. Dar sunteți la secția de urgență, o adus ea ca de rutier, ca scăzut. De acolo, iar, a trecut aparatul, mi-a dat un... Oi, asmă la mine. Mi-a dat un curs de lecuire acolo, srazul m-a ajutat, mă. Pe urmă, seara, mi-a spus, rămâneți aici, zic, nu mă duc acasă, băiatul e prima grupă și mă tem să nu se întâmple ceva. Când am venit acasă, soțul era servit. Am dat să dau focul, el iar m-a pălit. Mi-a rupt halatul de pe mine. Am sunat la poliție. A venit polițistul, soțul iese, că sunați la Ucescovi Ion Danoi. Acela zice că el, noi răspundem noaptea, el răspunde ziua. Iar l-a luat, m-am adresat după astea la Bucescovă, îi zic, dați-mi la sud de expert. Nu, că noi am dat și ea că trebuie să vină rezultatul. Pe data 26, luna 2, m-a chemat, mă. Ea că au la sud de expert. Când citește, acolo era scris că eu n-am comoții cerebrale. Cum poate fi așa? De la spital deja mi-au dat că am comoții cerebrale și am stat 10 zile. De la secția de urgență mi-au dat iar comoții cerebrale. Dumnealui îmi spune că n-am. Eu nici n-am fost acolo la sud expert. Eu nici nu știu și cum, de unde s-a luat așa ceva. Eu n-am închipuire. Dar ce bănuieți? Că soțul dumneavoastră are legături cu sectoristul de noi? Are legătură, pentru că asta dăm 2 ani de zile așa ceva. Și cât de ori sun, atâtea ori când vine din poliție, el deodată, sunați-l domnul de noi. Eu n-am închipuire, cum asta așa ceva? Și i-a spus, dar dacă se întâmplă ceva, cum asta? Și spune-mi. Că ia ca să spuneți, dar să vă trimit audio să ascultați și scrie și îmi spune el. Eu închipuire n-am. M-a dus la... Când m-a dus să-mi dăie cererile, copii la cere, că nici copii la cere nu mi le-a dat, deputata 10-21 nu mi-a dat. Când m-a dus să-mi dăie de el, că ai deodată ea ca să te duc acolo la protecție de familie, în familie. M-a dus mă acolo, îmi spune, a, pe jumătate de an, e băiet și pleacă undeva pe jumătate de an, până când el s-a liniștit. El de acasă tot întârâie, tot. Când începe să fie, el tot îndușit de acasă. Eu nu văd nici lojituri de la dânsul. Eu nu știu unde să mă mai adresez, că de multe La ori ascult. protecția familiei unde? La primărie? Nu, asta se află, el m-a dus pe Mira. Pe La Mira acolo. la Chișinău? Era noi. Pe Dacia? Nu, aici în Caușani. Aici în În Caușani, Căușani, noi mă. chiar aftă școală acolo. Deci e raională, protecția familiei raională și s-o sugerat să iei copilul și să pleci de acasă. Da, o zis că e copilul și te duci de acasă. Dar de nou, o zis că ieți ca noi mergem nu prin sud, dar mergem ea ca prin, avem avocatul nostru și mergem și facem așa lui, dă-i cuhnea.
singur ții casa. Îți tragi gardul, îți tragi gazul, îți tragi apa, tot în partea și Irlanda. Scragă, dar pe eu, ani întregi, am fost la Italia, am fost la Germania, înainte. Am fost la Ucraina, am lucrat, dar n-am putere nici eu, dar nici băietul e prima grupă. Dar am scris de la dâși, cum îi spune. E băietul tu. Dar eu de Scris pe casă tot întâi. hârtie sau e înregistrat audio? Am pe audio, am. Da, am o grămadă de cereri, da, într-adevăr, am dat și procurator în Căușeni, am dat și la poliție, am dat și în Chișinău și în Chișinău deodată mi-a transmis. A doua zi, chiar mulți mi erau când au văzut. Și cum asta? A doua zi, tot transmis că o trimis în Căușeni si măsuri. Dar ai zis că ai fost la Chișinău și te-ai întâlnit cu avocat. Ați făcut vreo acțiune în judecată, ceva? Sau avocat de stat? Sau l-ai plătit mata? Nu, am fost la advocat că fata mi-a luat de pe computer și m-a dus acolo și eu spun că eu n-am, nu, pur și simplu m-a ascultat și mi-a lămurit. Eu nu știu cum asta și nu poate lua nici o măsură nică. Și a capitata 28 a muia mai, trebuie să fie iar în sudul. Știți, eu n-am închipuire cum e că mai am întâlnit mă la magazin să iau pâine și era și o cescovă și îi spun și doamna Luba, cum în familie? Zic, domnul, dar noi nu ți-e rușine la obrază. Câte ori, zic, 2 ani zile, mă rog, la singur să iei o măsură oricare. Și zic, nu e nici o măsură nică. Zic, da, cu expertizul cealaltă din Chișinău, de unde ați luat, dacă chiar de la două spitaluri, eu am, că e comoție cerebrală și de acolo, de că nu-i. Nu eu ți l-am dat de acolo ne l-au dat, pentru că nu a scris că m-a pălit în cap, dar mi-a scris numai față, m-a pălit. Mă. Eu în timpul de față, și Da. dacă asta, capul mă doare. Dar judecata aceea din mai ce? Dosar penal sau amendă lui sau dosarul de divorț? Lui i-a dat numai 90 de zile, asta în februarie, pe data. Muncă în folos societății, da? Sau 20, arest? Sau arest? 90 de, nu, 20 de zile ca nu să nu se afle acasă. A, ordonanță de Și 100 de lei protecție. ștraf. Ordonanță de Da, și 100 protecție. de lei ștraf. Ei s-o coat că e, domnul Danoi a scris că el e grupa a doua. El e grupa a doua că el a fost la Moscova. Și la Moscova, acolo, ca așa, și o servit. Și o luat bani, o luat din soliarcă. Băieți, și el o dus, nu știu unde, pe nu știu unde. Și până a ajuns la vagonul și ala, lui i-a înghețat picioare, că el a pus picioare în șerbinte. Și el a rămas amând numai cu călcâile. Și eu zic, că el așa ceva, și amând tot se păstrează. Și tot și îmi spune domnul Danoi, că sărmanul, sărmanul, cum e sărman dacă el lucrează, e văzut și lucrează pentru ăsta ca de genie, la casă nu face nimic. Pe mine mă bat, băieții că au fost tot, că l-au chemat pe băieți tot așa, l-au dus pe Miră la protecție în familie. Și tot așa ești problemă. Da, Nu ai luat nici o măsură mică. băietul e minor sau dizabilitate de gradul 1 și nu contează vârsta. Nu, asta e de la accident. Asta e la chindie, dacă ați auzit că 8 ani în urmă, tot singură ești tatăl. Eu știu că fata îi spune că singură ești tatăl. Asta în 2011 s-a întâmplat. Deci e matur. Când din 5 persoane au scăpat numai 2. E ca băietul de atunci, de când s-a întâmplat aici, pentru că așa la soțul m-a bătut, dar așa la să vă răd, băietul să mă scăpi, dar așa la pinge într-o parcea ca de atunci și el noapte nu poate dormi. Am înregistrat, doamnă, și o să încercăm să facem Dar tare mă lumină. tem să nu se întâmple ceva, domnule, tare mă tem. El mai mult e ca pentru pământul ăsta, că vreți să trăiască jinerile aici. Asta e problema. Dar și jinerile nu i-au făcut și lui o amendă că a participat atunci la bătaia din ianuarie? Vreo din eu venit așa o foiță, că a zis că eu pus-i 450 de lei amendă, dar și niște eu pus-o sau mi-o trimis sau așa, că eu și n-am văzut așa. Și putea să o plătească în jumătate, în 2 săptămâni acolo poți plăti Nu jumate și ai știu. scăpat. Dar vă spun dreptare, mă tem, că atâta vreme am fost amușit, eu am trecut cecurile când am fost și am lucrat, m-am stăruit să facă, dar el de ca stăt, și împrejur că se pe băutură și primești pensia, se duce și e pe doctorie vin și pe unul îi primești și de.
Domnul Oleg. Eu am înregistrat și facem public, dar o să trebuiască insistați, cereți din nou ordonanță de protecție pe perioadă mai lungă, să insistați să divorțați, lasă să-și caute el de viață dacă nu e capabil să trăiască în familie. Eu sunt divorțată de 14 ani, numai atunci eu n-am știut și n-am dat la despărțire, pentru că eram patru copii și eu nu știam cum să-i hrănesc, nu știam să mă duc să dau. Eu i-am crescut ei singură și la urmă, genele astea, 8 ani de zile eu o trăit aici. Eu lucram la Ucraina și 3 luni de zile dășeam 340 de dolari ca să-i hrănesc. Și în afară de asta și el îi dădeam grupa lui. Și la urmă, ea ca și-am ajuns. Deci sunteți divorțați, dar nu împărțit averea, da? Da, suntem divorțați de 14 ani. Dar trăiți împreună și vă bate. Dar el aici nu prea știe ce stai aici, nici nu trăiește. El trăiește în coșeni vechi. Dar e ca așa câteodată că fata și jinele tare vrea să-i dai parte din casă. Dar dacă îi dau parte din casă de aici, băietul n-a spus că îi tare iubește să servească. Și băietul n-a spus să trăiască cu dânsă. Ia ca din ce cauză. Băiatul care e bolnav. Da. Lui trebuie liniște. Deci, mătanici, nu trăiești cu el, dar vine uneori și te bate. Da, eu vă spun că el așa practic nu trăiește. Numai ea că când odată, ea câteodată îl trimite jinele și fata duce și fă probleme. Și el pe el îl servește binișor și apel vine acasă și întinde mâna. Păi vine acasă, vine la matan, vizită, că nu vine la el Da, acasă. da. Deci zici că el trăiește la Da, Căușeni aici e și că... celălalt. Hai și la Coșani, eu spun că noi, el în Coșani vechi, fata, dar el aici vine. Și tare mă tem să nu se întâmple ceva. Credeți cum asta iese la noi? Deseori mă aud și citesc că se întâmplă omorul și se întâmplă... Dar la noi câte ori s-a întâmplat? Când era cu copii mici, el a vrut să-i dea foc în casă. La copii. Pe urmă m-a bătut pe mine cu cureaua. Eu rămas de la soldațească. Câți s-au întâmplat? Și nimic, nu se iei nici o măsură nică. Înainte măcar al chema, al mai închideu, era altfel. Dar mă, el în timpul de 2 ani de zile nu se iei nici o măsură. Bine, o să vă trimit acum și contacte de la ONG-uri care se ocupă de protecția familiei și poate măcar vor da asistență juridică, asistență psihologică la telefon, ați vorbi cu ei și vor ajuta. Dar eu am înregistrat public și încercăm să facem scandal. Sper să se implice primăria, poliția, știi primarul, că aveți primar nou la Căușeni. A scris domnul Anatolie, a scris, văd că n-am primit și nici un răspuns, dar așa el m-a întâlnit cu dumnealui, mi-a spus că a stat de vorbă cu domnul Vasile, să mă prindă la minte, să mă gândească cât a fost tânăr, e altceva, dar am mers spre bătrânețe, dar am trebuit să gândească ceva. Dar nu asta, știți cum, asta mai mult că eu vă spun, la mine e tot problema că ei vor parte din casă, dar dacă ați fi el aici, băietul ăsta sărman n-a spus trăi. Ia stârul ca să-l... 14 ani de zile eu nu am avut nici un interes. Nu au venit să-mi trebuie, spui că trebuie ceva la casa asta. Eu sunt fost casa s-o lăsat de mult îți distruge. De mult. De multe ori ascult mesajul singur și tare mult îmi place cum îi ajutați tare mult. Ajut cu ce pot, cu mediatizare și când era voie făceam și protest. Acum de am protest numai pe internet pot face și ia ca interviurile tot pe internet. Mulțumesc, doamnă, pentru încredere. Am înregistrat public chiar acum și încercăm să obținem o schimbare. Oi, vă mulțumesc din suflet. Mulțumesc, Dumnezeu, să vă dea sănătate.